Ionu Lipati, ca pianist, este un Everest, aș putea spune. Limpiditatea, claritatea, simplitatea și în același timp noblețea cântului său pianistic este de neegalat. Fiecare dintre aceste calități pe care le-am enumerat este o valoare la care Tinu Lipati a ajuns și a trecut dincolo. Iar statura sa de pianist, cât și statura sa de compozitor, este în permanentă prefacere. Și sigur că da, avem nevoie de o privire proaspătă asupra înregistrărilor sale, asupra compozițiilor sale. Dar după, iată, 70 de ani, părerea mea este că statura personalității sale a căpătat o anvergură și mai mare decât o avea până în prezent. Să ne dăm seama că un om care părăsește lumea aceasta, la fel cum a făcut-o Mozart, în aceeași, cam pe la aceeași vârstă, a lăsat câteva lucruri absolut formidabile, comori ale spiritualității omului secolului 20, aș putea spune. Pentru că atât creația sa pianistică, că nu pot să o numesc altfel, cât și creația sa componistică, sunt de un foarte, foarte mare nivel. Și aici toată lumea sigur îl știe pe Lipati și l-a ascultat cântând la pian. S-au minunat și s-au întrecut în a-l lăuda. Dar iată că opusurile sale de-abia încep să fie cunoscute. Concertino în stil clasic pentru pian și orchestră mică. Sonatina pentru mâna stângă. Suita Șătrarii, pentru a numi doar câteva. Vestita Obad pentru suflători de lemn. Și altele și altele, unele recent descoperite și recent publicate, nu fac altceva decât să completeze figura ilustră a acestui mare creator de frumos, de adevăr și de bine artistic. Și ca să revin la întrebarea dumneavoastră, avem nevoie de Tinu Lipati mai mult decât oricând, pentru că el ne arată azimutul, ne arată în ce parte să o luăm. Este un model pentru generația tânără, dar și pentru cei maturi, un model de autoreflecție, un model de muncă, de hărnicie, de perseverență și în același timp un model de moralitate, aș putea spune. Avem nevoie de Tinu Lipati pentru toate aceste argumente.